E 3 săptămâni, poate chiar de 4, am avut niște dureri de cap. Dar după ce am trecut prin niște încercări mai grele, m-am supărat și durerile au crescut tot mai mare, tot mai mare. Și orice am luat, orice am făcut, m-am dus la doctor, au scăzut tensiunea. După ce ne-au luat tensiunea, ne-au scăzut. După ce am luat tratament, dar capul tot într-una mă durea și aveam o durere aici și mă apăsa și deja ne-am pierdut tot. Eram tulburată, nu aveam liniște, nu vine să fac nimica. Eram așa. Și am zis, Doamne, ce să mă știu face? S-a rugat frață cu lacrimi, s-a rugat pe grup, s-a rugat, ne-a rugat toți, nimic. Când a fost mars aici la Ileana, la rugăciune, am vrut să cânt cu frații, n-am putut, e durere de cap, să chem cu mâinile în cap și nu mai știam ce să fac. Și la un moment dat, Domnul Iisus s-a apropiat de mine și ne-a luat apăsarea și tulburarea și neliniștea și tot ce am avut în mine. Durerea de cap mă mai doare un pic, dar asta o pot sub suport. Dar liniștea și pacea și bucuria au intrat în inima mea. Slăvit să fie Domnul Iisus, care e plin de milă și plin de bunătate. Și m-am programat să mă duc la Cluj, să mă duc la un control și așa. Dar totuși am să mă duc, că poate Domnul acolo are de lucru, că mă sună doctorul, asta dacă mă sună doctorul, totuși mă duc ca să mă programez, să mă duc până la Cluj. Domnul să fie lăudat și binecuvântat că lucrează minunat, fraților. Amen. Sunt pe calea Domnului și sunt bucuros, mântuit prin harul lui de Iisus Hristos. Cine oare cine mă va clinti? De pe calea Domnului Iisus, nimeni nu mă poate despărți de marea iubire a Lui. Am aflat în El izvor de sfinte bucurii, ce dă astăzi tuturor viață-n veșnicii. Cine oare cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubire a Lui. Când am fost eu încercat, Domnului m-am rugat, ruga El mi-a ascultat și am fost salvat. Cine oare cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubire a Lui. El e Domn în viața mea, inima i-am dat. El ne-o umple zi de zi cu dragostea sa. Cine oare cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubire a Lui. Vreau să mărturisesc căci Iisus e viu și în inimă sfințesc, nespus eu îl iubesc. Cine oare cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubire a Lui. Pentru cerul său frumos, pentru harul său, vreau să rămân credincios lângă Dumnezeu. Cine oare cine mă va clinti
de pe calea Domnului Iisus. Nimeni nu mă poate despărți de marea iubire a Lui. Cine oare cine mă va clinti de pe calea Domnului Iisus? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubire a Lui. Amin.